În ultimele 2 luni în țara noastră a fost o avalanșă de viroze respiratorii. Principalele cauze sunt schimbările bruște de temperatură, stresul și alimentația necorespunzătoare. O altă cauză care favorizează apariția virozelor respiratorii sunt alergiile. Alimentația este un alt factor care poate avea un impact negativ asupra sistemului imun. Aportul redus de vitamine și oligoelemente, în special zinc și seleniu, din legume și fructe, combinat cu excesul de mâncare acidă, stil fast food, conserve, mezeluri, grăsimi animale saturate, favorizează producerea de radicali liberi în organism. Mai multe amănunte legate de bolile sezonului rece ne dă directorul Direcției de Sănătate Publică Giurgiu, dr. Paul Marinescu. În anul acesta nu s-a anunțat încă o epidemie cu totul deosebită pentru gripă, pentru gripa sezonieră. Nu sunt, așa ca în alți ani, gripă cu H1N1 sau alte tipuri, gripa aviară, cum a fost în urmă cu ani. Mergem pe tipul de cel obișnuit și cantitățile de vaccin atunci nu au fost solicitate într-o cantitate excesivă, urmând ca Ministerul Sănătății, în baza cartografiei, adică a persoanelor care sunt obligatorii, care trebuie să fie vaccinate, știu eu, așa cum era în fiecare an, cei care sunt în anumite colectivități, cei care pot transmite boala altora pentru că sunt, știu eu, cu funcții sociale, cu activități sociale, medicii, asistenții, cei care lucrează în sistemul sanitar, care ei pot să fie infectați sau ei pot deveni contagioși, ei, aceste doze încă nu au venit la Ministerul Sănătății, campania o să fie probabil în următoarele 2 săptămâni și vom primi cu aproximație în jur de 15.000 de doze pe baza istorică a tuturor celor anilor care au trecut. Au fost suficiente. În anul trecut, de exemplu, au fost forme atât de ușoare de infecții respiratorii, încât, chiar de gripă, încât solicitările au fost minime.